Da, și suntem în acest moment în legătură telefonică directă cu domnul Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea în primul rând să vă întreb dacă clientul dumneavoastră își menține declarația potrivit căreia le-ar fi ucis pe cele două fete, Alexandra și Luiza. Eu nu cunosc la momentul actual dacă își menține declarațiile, dar este logic că nu are de ce să-și schimbe declarațiile. Eu vă întreb pentru că el a tot mințit în ultima perioadă. Nu, el nu a mințit. Practic, am văzut că se afirmă în mod nefondat cum că el ar conduce ancheta. Nu el conduce ancheta, dar practic, în condițiile în care el este singurul care știe unde se află ceea ce a pus el într-un loc anume, este normal ca el să-i conducă pe anchetatori. Nu au cum anchetatorii să-l conducă pe el. Este un aspect care cred eu că ar trebui lămurit. Domnule avocat, clientul dumneavoastră, la începutul perchezițiilor, i-a condus pe anchetatori în zona Oltului, pe motiv că acolo ar fi aruncat-o pe Luiza. După care a zis că nu-și mai amintește exact ce și cum s-a întâmplat și a zis că s-ar putea să fie totuși la pădure, Luiza. Adică sunt piste greșite pe care Gheorghe Dincă le-a tot dat anchetatorilor în ultimele două săptămâni. Am înțeles ceea ce ziceți, dar vedeți și dumneavoastră că, în bună măsură, ceea ce a spus el s-a dovedit a fi adevărat. Asta după ce i-a trimis pe anchetatori pe piste greșite, repet. Asta nu după avem ce de unde să știm că i-a trimis pe piste greșite. Asta nu avem de unde să știm. Bun. Pentru că dacă vă uitați un pic, observați că el a colaborat cu organul judiciar și s-au găsit niște probe. Ori asta arată clar o colaborare din partea lui și un ajutor efectiv dat, nu doar din gură. Domnule avocat, colaborează, înțelegem, când vrea. Pentru că suntem, iată, mâine se fac două săptămâni de la dispariția Alexandrei și abia acum încep să apară probe. Abia acum clientul dumneavoastră începe să dea unele indicii despre ceea ce s-a întâmplat acolo în Casa Groazei. Două săptămâni, domnule avocat. Adică probe dumneavoastră... s-au găsit ceva mai devreme, nu acum, nu ieri. Probe s-au găsit mai de la început. Iar el a colaborat. Când ați vorbit ultima oară cu Gheorghe Dincă? Practic, când am fost la Caracal, vineri. Ce v-a spus? Am plecat. Adică? Ce v-a spus clientul dumneavoastră? Deci el, legat de acest caz? Păi nu, el practic are o atitudine cooperantă. Mie mi-a rezultat clar acest lucru. Unii dintre anchetatori aveau dubii, alții îl credeau. Deci este cum este și în presă, cumva. Dar ceea ce vreau să vă spun este faptul că el i-a condus pe anchetator și ați văzut că s-au descoperit probe. A dat detalii despre... El a dat detaliile, bineînțeles. Deci el a dat detalii în declarațiile sale și după aceea a avut loc și o conducere în teren, unde a arătat. Așa s-a și ajuns acolo. Se vorbește, domnule avocat, despre faptul că Gheorghe Dincă ar fi sfătuit ce și cum să zică pentru a trage de timp în cazul acestei anchete. Nu, eu nu am remarcat să existe așa ceva. Deci ceea ce am văzut eu, că ceea ce a arătat, pe indicii mai ales, s-a dovedit a fi real. Adică nu a mințit. A recunoscut. Cel puțin de la momentul la care... am venit eu și am văzut ceea ce este în dosar. Adică la modul că el a avut o colaborare clară și limpede din punctul meu de vedere. Poate a mai și mințit. Sigur că orice e inculpat, chiar și în caz de fur și nu numai în caz de omor, se mai minte, să știți. Adică nu e un caz unic că un inculpat minte. Se poate întâmpla să mai și minte, adică să nu spună adevărul în proporție de 100%. Dar ceea ce este de remarcat este faptul că se poate constata că s-au descoperit niște probe care, fără colaborarea lui, nu știu în ce măsură se puteau descoperi.
Există informațiile, domnule avocat, potrivit cărora Gheorghe Dincă se simte deja obosit, se simte stresat, se simte plimbat de colo-colo. V-a spus ceva despre toate aceste lucruri? El era obosit de atunci, este extrem de obositor acolo. Sunt niște condiții foarte grele pentru toată lumea și pentru polițiștii care lucrează acolo și pentru inculpați și pentru avocați. Definiți puțin aceste condiții foarte grele, pentru că, din câte înțeleg eu, Gheorghe Dincă, principalul suspect în acest caz, primește apă, primește mâncare. Primește apă, dar știți ce se întâmplă? Apa aceea se încălzește la un moment dat și este o problemă. Deci acolo nu au frigider și se ajunge să bea apă caldă. M-am băut și eu, sper să-și facă ceaiuri, să le fi venit ideea de ceaiuri. Deci, dumneavoastră... Pentru că ceai se poate bea, apă la un moment dat nu se mai poate bea. Deci asta vă spun sigur că o știu și eu. Și-a modificat cumva declarațiile despre ceea ce s-a întâmplat cu Luiza după ce au apărut aceste probe? Nu cunosc acest lucru. Adică vă referiți după momentul de ieri ori alaltăieri. Exact, în care au fost găsite acele fragmente osoase în pădurea din apropierea orașului Caracal. Nu cunosc acest lucru. Ultima discuție pe care ați avut-o cu Gheorghe Dincă, îmi spuneați că a avut loc vineri, da? Da. Astăzi este miercuri. N-ați mai luat de atunci legătura cu el. Ce v-a spus la ultima întâlnire a voastră? Ce l-ați întrebat? Ce v-a spus? Cum vi s-a părut Gheorghe Dincă? Tot ce am discutat, dar ceea ce vă pot confirma este faptul că tot ceea ce a făcut el și mai ales cu privire la conducerea în teren a fost cât se poate de elocvent. Și ați văzut că s-a găsit telefonul Alexandrei și am înțeles că au mai găsit și alte probe, ce am văzut prin presă. Vorbește Gheorghe Dincă și despre alte persoane, domnule avocat? Le știe după nume pe aceste fetițe sau după perioadele în care le-a ucis? Nu le știe după nume, din câte rețin eu. Practic, într-adevăr, mai degrabă după perioade. Bun. Dacă ar fi, eu am observat acest lucru încă de atunci, de la momentul audierii am remarcat. Am înțeles. Despre Luiza vorbea, citez, fata din luna mai. Luiza a dispărut în aprilie, mai exact pe data de 14 aprilie. Gheorghe Dincă susține că a ucis-o în aceeași zi în care a și răpit-o. Aveți această informație? Nu pot să vă răspund la această întrebare. Dar n-ați întrebat, în calitate de avocat, la cine se referă? Păi, eu nu îi pun astfel de întrebări. Deci e o întrebare la care, vă rog, nu vă răspund. Ok, dar ce îl întrebați când vă vedeți cu clientul? Păi, în general, sunt confidențiale discuțiile. E ceva ce ne puteți spune? N-am avut discuții lungi sau... Am discutat foarte puțin, să știți. Adică nu e un tip vorbăreț. Nu este un mai tip mult când vorbăreț. Vroia el să vorbească cu mine, atunci vorbea. Adică cam așa s-a derulat situația. Gândiți-vă că am stat 8 ore la audieri la București, după care la Caracal i-a ajuns câte ore. Până pe la 5 după amiază am impresia. S-a plâns de ceva Gheorghe Dincă, domnule avocat? S-a plâns că e obosit. Era obosit încă de atunci și v-am spus, este obositor pentru toată lumea ceea ce este acolo. Am înțeles. Bine, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție telefonică în jurnalul orei 16. Avocatul, noul avocat al principalului suspect în cazul de